Consumul anual de lapte a înregistrat o scădere în ultima perioadă, fapt ce a generat neliniște în rândul crescătorilor de vaci. Majoritatea fermierilor consideră că fără o susținere din partea statului, acest sector va ajunge în pragul falimentului. Pentru a salva ce mai este de salvat, reprezentanții procesatorilor, dar și ai asociațiilor din sectorul bovin, au pus pe masa de lucru a ministrului Agriculturii Florin Barbu o serie de solicitări care să ajute această industrie. Prezent la întâlnire, președintele April Dorin Cojocaru a cerut optimizarea programului pentru școli pentru a crește cererea de lapte la fermieri, susținând că pentru a ajuta întreaga filieră este nevoie să se găsească soluții pentru subvenția accizei la motorina folosită pentru colectarea laptelui sau a transportului acestuia de la poarta fermei către fabrici, dar și subvenționarea buletinelor de analiză. Am cerut totuși să vedem dacă putem relansa laptele școlar, program laptele și corn pentru a crește cererea de lapte de la fermieri, să-i ajute și pe fermieri, pentru că, să spun așa, de două luni de zile consumul a scăzut, nu știu din ce cauze, dar pentru a ajuta întreaga filieră este nevoie să găsim acele puncte care să ne le permită și bugetul de stat, dar și Uniunea Europeană, să vedem subvenționarea accizei la motorină pentru colectare lapte sau produse lactate transportate de la fabrică la magazine, o subvenționare a buletinelor de analiză pentru ca procesatorii, fermierii să nu mai fenteze calitatea și să crească intensitatea de control pe calitatea produselor alimentare, să asigurăm consumatorului produse sigure și de foarte mare calitate. În continuare căutăm soluții cu Ministerul Agriculturii.